Până aici, până aici, până aici. Până aici. El este omul care, fără nicio remușcare, și-a înjunghiat cu sânge rece fosta soție de 11 ori. Femeia nu a avut nicio șansă. Vecinii spun că au auzit zgomote din locuința bărbatului, dar nu era pentru prima oară, așa că nu și-au făcut griji. Mai ales că în zonă se și lucrează, așa că nu au dat prea multă importanță. Eram acasă, n-am ieșit afară, că lucrează cineva acolo și am văzut că poate lucrează acolo la el. La... Se auzeau zgomote? Da, se auzea gălădiși, dacă ce că lucrează oamenii acolo, n-am ieșit afară. Nu, erau dispărțiți de un an de zile, el stătea într-o parte, ea stătea în altă parte. Păi, era cineva de la poliție, a pus o sigil în ușă, am intrat înapoi în cad, nu puteam stau acolo afară. Și ce ați aflat? Că ce s-a întâmplat? Că a omorât-o. Au aflat de nenorocire abia dimineață. Cei care l-au cunoscut pe bărbat spun că în ultima perioadă era cam nervos, recalcitrant și vorbea urât cu colegii de muncă. Și deși se despărțise de soție de mai bine de 2 ani, încă mai avea sentimente pentru ea. Era foarte gelos și o amenința de câte ori vorbea cu ea la telefon. Electrician este el. Așa este. Unde anume lucrezi? În port, port Constanța. Și ce să vă zic, era cam așa, recalcitrant, pot să spun. Vorbea urât cu colegii pe acolo, nervos tot timpul. Actualul prieten al femeii spune că în urmă cu o săptămână, în timp ce se aflau împreună, s-au trezit cu bărbatul în spatele lor și fără nicio altă discuție i-a luat pe amândoi la bătaie. Totul avea însă să culmineze aseară, când cei doi s-au întâlnit mai întâi la locuința victimei, iar apoi împreună au mers la el acasă. Acolo, discuția la început amical a devenit din ce în ce mai conflictuală, iar în cele din urmă, după nenumărate reproșuri, bărbatul, la care femeia ar fi avut și o datorie neachitată, a luat un cuțit și și-a ucis soția. Se pare că inculpatul a ucis-o pe soția sa prin aplicarea mai multor lovituri de cuțit în zonele toracică, abdominală și a membrelor superioare, în locuința sa din municipiul Constanța, din cartierul Cet, pe fondul unui conflict generat, se pare, de sentimentele sale de gelozie față de fosta soție, victima în cauză, și din cauza unei datorii bănești neachitate de către victimă către el. Cine a anunțat crima? Am înțeles că bărbatul a spus. Însuși inculpatul a fost cel care a sesizat organele de poliție, apelând număr de urgență 112 și afirmând că și-a ucis soția. În urma femeii a rămas o fetiță de doar 13 ani. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă ani grei de închisoare.